Doamnelor și domnilor, continuăm dezbaterea noastră de aici din studio. S-a alăturat discuției noastre domnul Mircea Bujor. Îi mulțumesc domnului Florea Ilie, care a fost prezent pe primele două părți. Domnul Bujor, dumneavoastră sunteți un legumicultor important din zona Teleormanului. Sunteți pentru asociere? Dacă da, în ce formă? Și cum vedeți dumneavoastră utilitatea asocierii și mai ales cum valorificați producția prin asociere? Că aici la masa asta noi am mai discutat, s-a tot discutat despre faptul că fermierii stau la mâna diverșilor comercianți și își vând producția în funcție de prețul pe care îl oferă respectivii comercianți, samsar sau cum vreți dumneavoastră să-i mai denumiți. Vă rog. În primul rând vă spun și eu bună seara. Bună seara. Știți foarte bine că noi suntem pentru asociere, suntem 12 membri, funcționăm bine în momentul de față, ar mai fi vrut membrii să vină, dar știți foarte bine problema cu depozitul, că am avut de fiecare dată când am venit în emisiune, am spus că avem nevoie de depozite mai mari, avem nevoie de procesare, avem nevoie de transport, dar vedeți dumneavoastră, spunea și colegul de platou că a fost și în Spania, a fost și în alte țări, Italia și așa mai departe. Toate organizațiile sunt susținute de stat. Că nu poți să susții altfel dacă se asociază, v-am mai explicat, 10-15 oameni, întotdeauna se pune problema care e șeful. Și de acolo pornește... La români și doi, dacă se întâlnesc, unul trebuie să fie șef. Unul trebuie să fie șef, da, sau amândoi. Atunci e mai rău. Când vor amândoi să fie șefi, că dacă ar fi numai unul, n-ar fi nicio problemă, să știți. Acum, noi am văzut că fără asociere noi nu putem să vindem. Cum funcționăm noi? Fiecare își face treaba lui, fiecare are PFA-ul lui. Avem un SRL care se numește Organizație de Producători, cunoscută de Ministerul Agriculturii. Și suntem obligați 75% din marfă să o vindem prin Organizația de Producători. Bine, noi am ajuns la performanță să vindem 100%, pentru că nu mai are rost să mai vinzi în altă parte. Când vezi că merge mai bine așa decât să stai să... Avem și o fabricuță de conserve a noastră și producem și acolo ceva conserve. Dar e foarte greu pentru că instalațiile sunt din anii 60 și nu mai poți să ții pasul și produsul pe care îl obținem noi este foarte scump, să știți, cu toate că el e bun, e sănătos, n-are conservanți, n-are nimic, dar... Bun, dar revenim la forma asta de asociere. Spunea domnul Dumitru mai devreme că e greu să îi convingi pe toți membrii să urmeze același standard, același staț, să folosească aceleași tratamente și atunci fiecare răspunde pe... Dar rețineți, nu se știe dacă se vor respecta acele reguli. Se pot face niște controle, că nu e asta de e problema. De aceea este certificarea asta Global Gap. Global Gap, sau poate că sunt și alte certificări, dar de aceea se face certificarea, ca să verifice dacă omul respectă cerințele. Și sunt certificați fiecare? La noi nu sunt certificați fiecare, dar noi deocamdată nu vindem Global Gap. Nu vindem Global Gap. Da. De anul acesta ne propunem și noi să vindem Global Gap. Dar toată lumea o să se alinieze, să știți. Și dacă la cineva se găsesc reziduri și nu știu ce, răspunde persoana respectivă. Adică nu o să facem individual, facem certificarea Global Gap, nu o facem pe organizația de producători. Primul rând că este și scump și nu vrea nimeni să-și asume că cineva nu respectă, dar după câte am înțeles, prețul o să fie mai mic la cei care nu se certifică Global Gap. Pentru că supermarketurile deja au început să impună, bine, nu maxim, dar deja, spun domnule, s-au ridicat standarde. Vrem Global Gap. Ai Global Gap, ești primul care livrezi. Ai Global Gap, ai un preț mai bunicel. Și așa mai departe. Nu te aliniezi, pierzi contractul. Riști să ieși din organizația de producători. Ai ieșit din organizația de producători, cu 2000 de metri pătrați sau cu 3000 de metri pătrați, e greu să livrezi la supermarket. Orice mi-ar zice toată lumea, că zice, noi nu avem desfaceri, vrem să vinem și noi la supermarket. Foarte bine, du-te și vinde la supermarket. Dacă te duci cu un palet și te duci la 300 de kilometri ca să livrezi, sunt colegii de față și poate să confirme lucrul ăsta. Adică nu poți să te duci cu
un palet de marfă la 300 de kilometri. Asta e numai de dragul de a te duce. Dar nu faci nicio treabă, că motorina costă mai mult. Dar ai o valoare că livrezi la supermarket. Și atunci intervine asocierea. Asocierea? Dom'le, nu poate să plece mașina. Depinde ce tip de mașină ai. Ai mașină de 5 paleți, trebuie să fie plină. Ai mașină de 8 paleți, trebuie să fie plină. Și așa mai departe. Intervine puțin. Vă rog. Să mă fac lămurit. Vă rog. Nu sunt contra asocierii. Deci v-am spus, suntem asociați noi acum. Numai că nu suntem conform legii grupurilor de producători sau cooperativelor. Pentru că nu e bună legea. La asta m-am referit. Nu că nu funcționăm. Noi funcționăm acum. Ce punct funcționăm de vedere nu e bună legea? Ca unor, să știm... unor legi românești, deci lucrăm cu un SRL-ul care produce și cu PFA-uri care produc și ele la rândul lor și livrăm la supermarket. Livrarea se face prin SRL, producția se face individual, fiecare PFA în curtea lui, răspunde de ce face și își alege el gama de cultură, perioada de cultivat și tot ce implică, își răspunde totalitate de tratamente și de tot ce face și asta facem. Deci livrăm, nu sunt contra unei asocieri. Dar SRL-ul produce? Produce și SRL-ul. Deci bun. SRL-ul produce și distribuie. Cum suntem noi organizați. Da. Organizația de producători nu produce. Nici nu are voie să producă. Singura chestie ce poate să facă, trebuie să achiziționeze de la membri și să valorifice producția membrilor. Poate să achiziționeze și de la non-membri, dar nu mai mult de 49% din VPC, din valoarea producției comercializate. Altfel îți pierzi recunoașterea... Și nu reveni la lege? Nu, legea e greșită? Păi nu știu unde e greșită. Nici eu n-am înțeles, sincer, unde e greșită. Nu înțeleg unde e greșită. Ce e greșită? De ce trebuie să oblig eu acel producător să-mi aducă 75% de marfă? De ce trebuie să-l oblig eu? Trebuie să-l conving. Nu trebuie să-l oblig. De ce trebuie să-l oblig eu să-și facă tratamentele? Trebuie să-l conving. De ce trebuie să... Acolo nu mai sunt obligații în lege. Se formează, în urma legii, se formează un statut. Se formează cu tot felul de obligații. De ce trebuie să-l oblig când pot să-l conving? Și nu trebuie să-l conving decât să simtă el că așa e bine. Păi, oricum ar vrea. Dacă convingeți, numai prin obligativitate. Nu ai cum să-l conving. Adică, domnule, dacă îți dau un preț mai bun, acum, numai dacă respecti niște reguli. Funcționăm acum. Dacă nu respecti niște reguli, fără nicio problemă și nu funcționăm cu tot felul de obligații. Nu se numește asociere, să știți. Este o formă de valorifica. De a livra. Da, de a livra marfă. Nu este o asociere. Da, nu este o asociere. Da, nu cred că aveți... Dar asta am spus, la final nu sunt unei asocieri. Ședință cu producătorii, adică ce cultivăm anul ăsta, ce facem, adică își face fiecare cum. Și da. Și anunță, domnule, poate să cultive. Astăzi sunteți 17, mâine puteți fi 7, voi mâine 50. Cât? La cooperative pot să vă spun că nu e obligativitatea de 75%, mi se pare că e de 50%. Nu, 75%. 75% la grupuri și organizații de producători. Din câte știu eu legea, dar, și mi se pare că și la grupuri s-a redus la 50%. Dar nu e asta o problemă. Vă spun eu că nu problema e de 75%. Măcar să se asocieze lumea și să fie de acord să se asocieze. Că atunci când vor vedea beneficiile, vă spun eu păi că... sunt beneficii. N-am contestat beneficiile. N-am contestat avantajele. De 100%, 120%, de mai mult. Sunt unii care dau mai mult decât produc. Ați văzut? Păi și atunci de ce mai mă asociez? Nu mai au asociere. Mai cumperi. Păi, da, e ideea. Până la urmă. Părerea mea sinceră e că oamenilor, m-a mai spus cineva, încă nu le-a ajuns cuțitul la os. Mulți traversează în momentul de față o perioadă bună, au văzut că funcționează afacerea și așa și n-apelează la această formă de asociere. Că e ce cooperativă, grup de producători sau cum vreți dumneavoastră. Știți cum e? Întotdeauna privești partea care te interesează. Sau așa... Da. Așa văd eu lucrurile în momentul de față, dar, mă rog, e bine că am abordat și subiectul ăsta. Dumneavoastră rămâneți cu
cu părerea dumneavoastră, fiecare are dreptul la câte o opinie. Hai să vorbim și de piața asta de desfacere, că tot am promis că o să discutăm pe seama ei. E o piață la care dumneavoastră trebuie să vă adaptați. Concurență din afară există, din păcate sau din fericire. Poate că și din fericire, de ce nu? Că știți cum e. Concurența poate duce și la progres, la evoluție și trebuie să ținem cont. Spuneați dumneavoastră că livrați chiar acolo în localitate, într-o piață pe care piață de gro pe care o aveți. Dumnealor lucrează și cu marile magazine, cu hipermarketuri, cu supermarketuri. Cum funcționează relația asta pe care o aveți cu marile magazine? Doar din păcate, în proximitatea noastră nu există o piață de gro așa cum există în alte localități. La noi producătorii sunt mai risipiți un pic. Știți, bazinul cel mai important ar fi Peretul. Da. Dar datorită faptului că nu au, adică în Peretul cultura cea mai importantă ar fi cartoful. S-a terminat cartoful timpuriu, da. Și extra timpuriu. S-a terminat, pe urmă, sunt tot felul de culturi. Țelină, varză și tot așa. Și nu poți să faci o piață de gro cum e la Lungulețu, cum e la Izbiceni, cum e la Matca, de exemplu. Da. Adică sunt piețe puternice unde să și exportă, nu numai că să vinde pentru România. Și atunci noi suntem obligați să ne organizăm și să vindem către supermarket direct. Asta este... Dar nu văd un lucru rău. Din potrivă, eu cred că e foarte bine dacă ați reușit să... Nici noi n-am văzut un lucru rău, dar să știți că omul încă nu este convins de a livra numai la supermarket, pentru că știm toată lumea lăzile de banane, punem roșiile acolo, două rânduri de roșii care sunt mai calitate de a doua, a treia, și pe deasupra cine frumusețe... Cine mai face așa... Și așa mai departe. Ori la noi nu se poate. N-avem cum. Și calitatea întâi și mai avem returul aia. Dar minte să mai folosești alte... Sunt avantaje și dezavantaje. Din cauza asta oamenii nu sunt chiar așa orientați către marile lanțuri de magazine. La noi se lucrează și cu marile lanțuri de magazine, mai ales pe varză, pe varză murată, pe murătorii, sunt câteva fabrici mari de cumpără de la producătorii locali varza verde, omurează, castraveți, gogoneleși. Avem și acolo un debușeu de vândut. Plus de asta, comuna noastră, Slobozia Moară, e renumită 70-80 de ani, probabil, sau mai mult, nu știu, cu siguranță, pentru varza murată. Toate piețele din București, în anii 70-80, erau marea majoritate cu producători de varză murată din zona, din comuna Slobozia Moară. Tradiție care continuă și astăzi. N-ar fi o problemă, dar v-am spus, problema noastră cea mai mare e problema de supraproducție. Vrem să vindem o cantitate foarte mare de marfă într-un timp foarte scurt. Și atunci v-ar trebui niște spații de depozitare, dacă ați putea avea. Aveți dreptate, dar depinde nu și de totalitate, produs. Pentru că nu poți să păstrezi cartoful din iulie, să-l păstrezi până în primăvară. Și nu orice varză să păstrezi. Sau varza de păstrare. E coronetul. Da. Adică nu folosim orice varză. Soi pentru depozitare. Așa și la cartof. Vă dați seama cu ce cheltuiele... Ce cheltuiel de depozitare ar fi să recolteze în iulie? El deja în iulie, începutul august, nu mai are ce? Vegetație. Să-l depozitezi din iulie până în primăvară, să-l vinzi cu alt preț, eu cred că e mai mare dar decât o cauă, cum a zis pe românești. Sau ce salată va fi păstrată o lună de zile? Ați puțin, nu luăm o tamă, că nu toate produsele, cum a spus și dumneavoastră, să pot depozita. Da. Spus, dacă... Da, diversificarea culturilor n-ar fi o variantă, o soluție. Acolo toată lumea, din câte știu eu, poate greșesc. Varză, cartofi... Asta e tradiția. Dom'le, lasă un aibă de tradiție. Tradiția asta funcționează până la un punct. Nu spune nimeni să renunțați la aceste culturi. Dar dacă vedeți că, nu știu, să caută țelina sau altceva... Sunt alte zone cu țelina.
Am dat un exemplu. Greu, diversificați, credeți că... Atunci ce faceți? Dacă vedeți că n-aveți preț, că au de fiecare dată, toamna sau când e, n-are varza preț. Tot intervenția autorităților, intervenția direcțiilor agricole ca să îndrume oamenii să le spună... Plantează mai puțin, că n-ai cuși folosiți, domnule. Da, puțin, domnule. Sunt niște afaceri private, domnule. Dacă tu vezi, ca și cum eu aș avea un butic, da, să ne închipuim acum, o prăvălie în col și văd că eugeniile nu se vând 3 ani la rând. Nu mai aduc și al patrulea an, nu? Caut și eu să diversific, să vin cu alt produs. Mă gândesc, nu știu, păi adică nu cred așa. Că trebuie să vină ăla de la direcția agricolă să spună, bă, tu vezi că ai îngropat varza, nu s-a vândut, vină și tu cu altceva, pune pepen sau nu știu, pune dude. Nu adică nu că nu-l interesează. Adică până la urmă e afacerea fiecăruia și fiecare trebuie să-și o gestioneze cât mai bine pentru aici el. Mă gândesc că trebuie să vă orientați, nu? Este, așa este. Adică dacă așteptăm, domnul Iacob, eu vă spun pentru dumneavoastră, da, din punctul meu de vedere, dacă așteptăm numai intervenția statului sau trăim tot timpul cu senzația că statul trebuie să ne facă, să ne dea, să ne ajute, s-ar putea la un moment dat chiar să nu mai aveți nici varză de pus, nici cartofi, pentru că nu mai e rentabil. Și dacă prindeți câțiva ani, anul trecut, Doamne ajută, a fost bine că au fost polonezii sau cine a mai venit pe acolo și au cumpărat marfa pe care o aveți la vânzare. Da. Ce vă faceți dacă 2-3 ani e sub prețul de producție? Vrem să găsim noi piețe. Păi găsim noi piețe. Orice stat în lumea asta își promovează produsele, nu știu. Vorbă, nu, sunt eu informat bine. Și Trump s-a dus în Arabia Saudită să vândă și a făcut contracte de 300 de milioane. Eu știu, pentru produse americane. Poate și statul român să meargă în Europa asta de 500 de milioane, ca tot timpuriu. Chiar nu găsim o piață? Noi trebuie să producem în țara asta. Noi suntem o țară agricolă. Dar cu ce preț producem? Că și asta e o întrebare. Păi uite, să vă spun acum informația așa momentului. Prețul la cartofi în Europa e între 200 și 280 de euro. La producători. Tona. Așa. Deci e un preț bun, cum să spun. Hai să găsim și noi piețe. Deci acum se importă foarte mult. Se importă din Franța, se importă din Germania, se importă din Austria. Și cu ce preț se importă? Cu preț mai mic decât la noi în țară? Păi eu nu cred... Păi, presupun că și eu ea, dacă trimit marfa aici, sunt convins că și vând. De calitate. Asta face diferența. Între... Dar la noi nu e, cum să vă spun eu, cartoful de lunguleț, o slobozia moară, e foarte aspectuos, e cartof de nisip, se poate vinde oriunde. Nu, dar știți cum e, până la urmă, piața dictează. Adică cererea piața... și oferta, corect. Da, îi spune cuvântul, dacă cel care cumpără e mulțumit de produs sau crede că trebuie să-l cumpere, îl cumpără acum fără niciun fel de mare parte. Trebuie să știe consumul României. Dacă am ști consumul României pentru cartofi, de exemplu, domnule, avem nevoie de 500 de hectare de cartofi în România. Am dat un exemplu, poate că e nevoie de 5.000. Îl pui pe riscul tău dacă pui mai mult. Da, corect. Domnule, s-a atins pragul de 500 de hectare. Stop. Dacă vreți să puneți pe risc sau... Să-mi demonstrezi un contract, ceva, că vinzi undeva. Altfel, astăzi, de ce-l cultivi? Pentru asta e nevoie ca... hai să nu mai zicem la direcțiile agricole. Zicem acolo, în localitate, la mine, la dumneata, la X, să fie un inginer. Camera agricolă, ceva apropiat. Să fie unul, să răspundă de un plan de cultură, să dirigeze cât de cât, să le dea un sfat. Bă, faceți gap, faceți aia. Hai să nu mai punem atâta cartof, nu mai punem atâta varză, bagă și altceva. E nevoie de un consilier, ceva, nu știu cum să zic. Sau cineva... Cerealele se vând în România toate? Am înțeles că se vând milioane de tone la export, în Egipt, în Vietnam, în toată Asia vin de România. Păi ce am face? Atunci facem plan de cultură și la cereale și punem de cât mănâncă România. Țara asta, din ce știu eu de la școală, e capabilă să țină 75-80 de milioane de oameni. Păi, e capabilă. Agricultura României. Pentru asta avem nevoie de profesioniști în punctele cheie. Da. Întâi la noi, în comunitate, în sat, acolo, după aia mai sus, am mai spus așa și altă dată. Așa, ții cu două vaci, ții o comună, mai iei trei vaci în altă parte, ții de pe comuna aia de lapte, și ce facem? Restul, dacă vreți, mai luăm vaci? Tot acolo ajungem. Păi cum să spun atunci? Ați văzut că tot la autorități. Ați văzut că tot la autorități? Da, domnule, eu sunt de acord că și autoritățile au rolul lor. Adică care e mai bună la rezistă?
Dar să dau bani europeni. Pentru ce să dau bani europeni? Să producem mai ieftin, da? Dar să producem. Intră 3 miliarde și ceva pe an de euro în agricultura românească. La legume n-au prea intrat fondurile europene. Și... păi asta am spus mai devreme. Nu poți să vii cu... mă scuzați un pic. Nu poți să vii cu apia de 200 de euro la legume și la cartofi. Plata pe suprafață. Nu se poate. Eu nu mi se pare corect. E crimă. E crimă. Vino dumne și la mine cu 500 de euro pe hectar. Măcar, dacă vrei să mă ajuți. Măcar proporțional cum ați văzut. Cu cheltuiala pe... nu? De exemplu, 10 hectare de grâu e unul de legume, nu? Da. Normal. Eu știu că și investiția pentru... și profitul fermele e la fel, dar... s-au dezvoltat foarte mult. Pentru că una e... sunt ferme de mii de hectare. Ce facem cu fermele mari? Distrugem satul românesc. În comuna aia unde sunt 5.000 de hectare, lucrează unul, are 3 tractoriști, 2 femei de serviciu, un portar și restul a plecat afară. Nu ferma mică. Aud și eu că sunt informat. Franța trăiește pe ferma medie. Cât e media pe ferma și mică europeană? Și ferma mică. Și 16-17 hectare. Ferma nu, medie. Au și ferme mici. Și ferme mici. Și foarte multe ferme. În agricultura Germaniei, Franței, Olandei, sunt pe ferme mici. Vorbesc de legume, că la cereale... la legume, da. Dacă vrem să menținem satul românesc, așa îl menținem. Părerea mea. E mai ușor de lucrat cultura mare. E adevărat, da. Acum știți cum e opțiunea fiecăruia. Nu te obligă nimeni să lucrezi în legumicultură sau în cultura mare. Nu e nimeni condamnat. Nu te obligă nimeni. Te poți orienta. Da, dumne, dar nu, e fără intervenție. Deja, nu, eu nu sunt. Atunci care sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie concurență. Nu e concurență destul între noi, între mine și vecinul. Mai concurezi și cu cine? Cu... suntem pe o piață liberă, pe o piață europeană. Nu e chiar liberă. Atâta timp cât agricultura e subvenționată la nivel european, eu nu cred că e chiar liberă. Fiecare stat își face politica. Face politica lui agrară. Uite, acum Finlanda nu vrea... am înțeles, țările nordice nu acceptă să mai dea bani foarte mulți pentru agricultură în estul Europei. Ce facem? Să pune problema... ce variante am avea? Subvenției, că s-a mai discutat la dumneavoastră. Să plafoneze la 100.000 de euro. Sau la, cam în Polonia, da? În Polonia, ca să nu distrugă satul polonez. Noi nu prea ne afectează legumicultorii. Eu spun lucruri reale. Polonia s-a... subvenția maximă e 150.000 de euro pe fermă. Da, eu o nu să zic afecteze să fie marile ferme. Nu, pe noi nu ne afectează. Nu. Să ne afectează. E greu să ajungi ca legumicultor să ai... păi da, dar ăștia vor să dea în partea lantă. Adică taie de acolo și dă pe ferma medie. Pe nou ciclu financiar... știți bine că vor fi mai puțin bani pe agricultură și ca vor fi mai mult, mai mult pe... vor duce pe mediu. Pe mediu și pe climă. Exact. Consultanții aproximativ 40%, europene, da. Probabil că vor găsi o modalitate și să protejăm mediu și clima și chiar și la protecția apei, chiar și la protecția sorurilor. Într-un fel, să ne încadrăm și acolo cu ceva. Dacă e, dacă nu, ne descurcăm cu... fermierii mari, dacă n-ar exporta, vă spun eu, ar da faliment toți. Dacă n-ar exporta. E bine că exportă. Că nu, e foarte bine. Bine. Dar ce ar face? Foarte bine ar fi fost să proceseze. Proceseze, da, să vândă. Era mai bine. Da, domnule, să facă pâine, cum făcea porumboiul. Ia, da, vindea, nu mai vindea lapte, vindea iaurt. Ați văzut? Nu mai vindea grâu, vindea franzela. Nu? Așa ar fi ideal, dar acum noi discutăm despre lucruri ideale. Haideți să vorbim despre ce se poate face. O să vorbim despre programul ăsta de tomate după o scurtă pauză de publicitate, pentru că sunt convins că foarte multă lume așteaptă câteva opinii din partea dumneavoastră vis-a-vis de cum ar trebui el să continue în perioada următoare și poate, de ce nu, ar mai trebui un sprijin și pentru alte legume, alte produse, nu numai la tomate. S-a vorbit de usturoi, dar cred că invitații mei au și alte soluții. Pauză și revenim.